Bine v-am găsit, dragi prieteni, nerăbdători, sper, pentru o altă poveste și dornici, sper, ca după poveste să-mi scrieți. Să-mi scrieți nu așa pentru că vreau eu, ci pentru că simțiți voi, pentru că poate, sper, vă place povestea, pentru că vă ajută mesajul sau pur și simplu pentru că o poveste nu poate face niciodată rău, doar bine. Și atunci un strop de bine sper să așez și eu în inimile voastre din spațiul acesta atât de frumos. Și cu răvășelele lui Năsturel de poveste îi datorăm și lui. Vin eu cu stropul acesta, dar dacă n-ar fi Năsturel de poveste cu răvașele lui, mai complicat cu poveștile. Hai să vedem. Ia uite, Năsturel de poveste știe poeziile, cântecelele pe care cu siguranță și voi le știți, prieteni. Tot ce e pe lume are un rost anume. Nu e doar o poezie și un cântecel, știți? Tot ce e pe lume are un rost anume. Dar poate Năsturel de poveste are o voce mai bună decât mine. Bun. Deci, tot ce e pe lume are un rost anume. E o poezie cunoscută mie. Ne spune că știe poezia, da. De nu știi ce ai vrea să faci cu viața ta, sper că te va ajuta chiar acum povestea mea. Ce poveste! Da, o poveste cu rostul fiecăruia dintre noi, nu? Și al fiecărui lucru în lumea aceasta. Chiar așa, prieteni, voi care credeți că este rostul vostru pe pământ, v-ați gândit vreodată? Ce ați putea să faceți cel mai bine astfel încât să simțiți că aveți un rost? Pentru că povestea aceasta pe care aș vrea să vă spun ar putea să pară una simplă sau mai nesemnificativă, dar ce dacă câteodată tocmai aceste povești mai simple au mai multă profunzime? Pentru că povestea mea pornește cu un arc de pix. Da, era odată un arc de pix care stătea tot timpul doar în pix. Da, dar chiar așa era. Și de multe ori au mai încercat oamenii să tragă de el. Ba chiar un băiețel care avea pixul acesta pe care îl considera preferat, la un moment dat l-a deșurubat și a tot încercat să scoată arcul de acolo, dar arcul nu dorea să iasă sub nicio formă. Se simțea foarte bine și în largul lui în pix. Ce să caute el în afara pixului? Nu, nu-i trebuia. Plus că lui se părea că acolo în pix e foarte bine și liniște. Și nu-l deranja nimeni. Acum, dacă ar fi ieșit în lume și nici nu știa lumea, poate că s-ar fi pierdut pe undeva, dar nu, nu, nu. El oricum nu voia să iasă, se simțea foarte bine în acest pix. Până într-o bună zi, când băiețelul nostru, nu știu cum a deșurubat, nu cum vreau eu acum să strâng răvășelul, din contră, băiețelul a deșurubat pixul. Și ca niciodată, arcul nostru a fost luat pe nepregătite și a sărit dintr-o dată. Știți cum mai sare arcul dintr-un pix când desfacem pixul? A sărit cu atâta putere încât, pentru că băiețelul era în baie și voia să-și curețe pixul pe care l-a desfăcut, arcul a sărit tocmai în toaletă. Și s-a dus odată cu apa. Da, și dintr-o dată arcul a simțit cum este tras de toată forța apei și a trecut printr-un canal și a fost plimbat și lovit de pereți, de ziduri, a fundat în apă și nu știa bietul de el unde să se uite și ce se întâmplă cu el, până când la un moment dat din canal a ieșit undeva pe pământ, la suprafață și... Măcar era liniștit în iarbă. Și s-a uitat arcul de pix în jurul lui și a văzut cerul albastru pe care nu-l mai văzuse niciodată. Și a văzut iarba cum se ridica mai sus de el și avea un parfum aparte pe care nu-l mai simțise niciodată. Și a văzut că mai departe se aflau flori și a auzit cântecul păsărilor și ce lume minunată pe care el nu a dorit să o vadă niciodată. Și cum stătea arcul de pix și se uita în jurul său și admira lumea pe care nu o văzuse niciodată până în momentul acela,
a auzit un strigă de ajutor și a sărit așa cum este el, ca un arc, și a sărit și a sărit să vadă de unde se aude strigătul. Și numai ce a observat cum un iepuraș ronțăise din tulpina unei flori și biata floare nu se mai putea ține dreaptă, cădea într-una. Și atunci, ajută-mă, a spus floarea, ai putea să mă ajuți, să-mi fii de ajutor? Nu mă mai pot ține, a rostit biata floare rănită. Și arcul, sărind și mai mult și mai mult, a reușit să ajungă la floare și să prindă cu el tulpina florii, să se prindă de jur împrejurul florii, până când aceasta a putut să stea din nou dreaptă și încet, încet să se refacă, pentru că era o floare specială. Și arcul s-a simțit dintr-o dată util, a ajutat pe cineva, a ajutat o floare și și-a dat seama ce prostănac fusese să stea atâta vreme închis într-un pix, fără să-și dorească să cunoască lumea, să-și descopere rostul. Sigur că rostul lui era și acolo în pix, dar poate că rostul lui era să facă mai mult de atât, să ajute pe cineva, să salveze pe cineva. Și de-abia acum arcul era cu adevărat fericit. Ce ziceți, prieteni? Care o fi rostul nostru al fiecăruia dintre noi în lume? Care e rostul tău și al tău și al tău și al tău? Care? Dacă vi l-ați descoperit deja, eu cred că rostul meu, printre altele, este să vă spun povești. Sper că e așa și am descoperit rostul cel bun. Dacă nu, o să-l mai caut. Dar rostul vostru? Care o fi, prieteni? Vă aștept să-mi scrieți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!